În acest an vom scoate la licitație, pentru că sunt mai multe faze ce vor fi scoase la licitație. Vom scoate la licitație mai multe studii de fezabilitate, printre care aș enumera Ploiești-Bacău, autostradă, da. la nivel de autostradă sau drum expres. Veți vedea care se... Care este varianta care va satisface nevoilor din zonă mai bine. Așa. Va fi Târgu Neamț-Iași-Ungheni, autostradă. Tot ce scoatem va fi studiu de fezabilitate, proiect tehnic și autorizație de construire. Deci va fi un pachet. Tot pachetul și apoi pachet. Gata de dat. După care va fi scos simplu la licitație. Constructorul nu va mai avea libertatea de a jongla cu proiectarea. Spuneați mai la începutul interviului despre drumul expres sau autostrada spre Moldova, Ploiești-Bacău, și că vreți să licitați studiul de fezabilitate și proiectarea în acest an. Dar un termen orientativ, cam unde ne uităm pentru această licitație? Pentru această licitație, caietele de sarcini le avem gata, le-am trimis către Jaspers, da. Fiind consultantul Comisiei Europene în România, să ne dea un punct de vedere. În funcție de răspunsul pe care îl avem, eu estimez că undeva în iunie poate fi lansată licitația.